Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul cel dulce al sufletului meu, în această zi a răstignirii tale pe cruce ai pătimit și ai luat moarte pentru păcatele noastre. Mă mărturisesc înaintea ta, cum că eu sunt cel ce te-am răstignit cu păcatele mele cele multe. Mă rog însă, bunătății tale cele nespuse, să mă vrednicești cu darul tău, Doamne, că și eu să pot răbda patimi pentru credința, speranța și iubirea ce le am către tine, precum Tu, cel îndurat, ai răbdat pentru mântuirea mea. Întărește-mă, o Doamne, că de astăzi înainte să porc crucea ta cu bucurie și cu mare căință și să urăsc cugetele mele și voințele mele cele rele. Sădește în inima mea întristarea de moartea ta, ca să o simt precum au simțit-o iubita ta maică, ucenicii tăi și femeile purtătoare de mir ce stăteau lângă crucea ta. Luminează-mi simțurile cele sufletești, ca se miște să priceapă moartea, precum ai făcut de a te-au cunoscut făpturile cele neînsuflețite când s-au mișcat la răstignirea ta și mai vârtos cum te-au cunoscut tâlharul cel credincios și pocăit și ți s-a aplecat de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, și mie tâlharului celui rău darul tău precum atunci l-ai dat aceluia și mi-iartă păcatele pentru sfintele tale patimi și cu bună întoarcere și căință mă așează împreună cu el în rai ca un Dumnezeu și zititor ce-mi ești. Mă închin crucii tale, Hristoase, și pentru iubirea ta către noi, zic către dânsa. Bucură-te, cinstită crucea lui Hristos, pe care ridicat și pironit fiind Domnul, a mântuit lumea. Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ținut rodul vieții, care ne-a mântuit de moartea păcatului. Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărmat ușile iadului. Bucură-te, cheie împărăteasă, ce ai deschis ușa raiului. O, Hristoase al meu răstignit, cât ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări și câte ocară ai răbdat pentru păcatele noastre și pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferințele și necazurilor vieții acesteia. Și fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm și să ne apropiem de El, și așa, numai spre folosul nostru, ne pedepsește în această viață. De aceea rog-mă ție, Stăpâne, ca la necazurile, ispitele și durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulțești împreună și răbdarea, puterea și mulțumirea, căci cunosc că neputinciosul de nu mă vei întări, orb de nu mă vei lumina, legat de nu mă vei dezlega, fricos de nu mă vei face îndrăzneț, pierdut de nu mă vei cerca, sclav de nu mă vei răscumpăra, cu bogata și dumnezeiasca ta putere. Cu darul Sfintele tale cruci, căreia mă închin și o măresc, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne ajută!